Abia trezită din somnul de frumusețe, Giovanna primea vizita lui Sese. Reproșurile urmau să vină rând pe rând. Ce e supărată? Ce faci? Hello. Ce ai? O să vorbim. Și nu spui? Vreau să spun, mă ții minte ce ai vorbit aseară? Da. Da? Vreau să plec acasă și cu oase. Păi dacă nu-i cu tine, da, vreau să plec acasă. Ce, nu mai vrei? Ba da, eu vreau același lucru, că nu mai suport aici, nu merge, nu pot să stau așa cu oameni din ăștia în casă. Dar măcar am zis că poate că o fi bine cu tine. Păi și nu-i bine? Păi e bine oară. Păi dacă nu vorbești? Nu prea bine. De ce? Dă-mi motiv. Se pare normal ce s-a întâmplat în seara? Nu mi se pare. Nici nu vreau să sufăr din cauza ta. Bun. Păi, dar tu dacă nu vorbești cu mine, eu... Te-am explicat și aseară. Nu accept chestiile astea. Care? Uite-te în ochii mei. Nu te uita acolo, că n-am venit să te uiți în altă parte. Dacă mie nu mi-explici, eu știu ce se pare. Poate pentru mine mi se pare ceva banal și, de fapt, pentru tine te deranjează. Dar dacă nu îmi spui... Da, mă deranjează. Normal că mă deranjează. Dacă ți-am mai spus... Cauți privirea altcuiva și... Nu caut dacă ți-am da, spus. Cum dansezi cu mine și... Nu mă uitam în altul. Tu ai făcut alegerea asta pentru că ai fost împins de la spate și... Nu, n-am fost împins. De ce îmi bagi cuvinte în gură? Nu îți bag cuvinte în gură. Tu nu mi-ai fi oferit o floare dacă nu ți-ar fi dat altcineva flori. Nu a venit nimica din partea ta. Doar ai făcut ce o zis altcineva. Bă, nu, că eu nu mă iau. Ți-am mai zis, poate să zic că dacă trebuia să mă iau după lume, nu făceam pasul ăsta. Asta l-ai făcut de gura lumii. Asta ai tras tu concluzia, nu? Da, sunt sigură. Dacă îți spun că nu mă joc, de ce nu mă crezi? Tu nu înțelegi, mie chiar îmi place de tine, dar tu nu știi de ce aberezi așa și crezi că eu mă joc. N-am fost împins de nimeni, că nu trebuie mie să fiu împins. Te-am zis, uite cum le-am zis și de băieților, îmi pun și casa în cap dacă îi dărâm casa. Dar tu dacă n-ai tu încredere în mine... Cum să am? Dacă dar tu... Nu... Cauți pe altcineva când ești cu mine. Ba da, anumite gesturi și anumite priviri, asta denotă în capul meu. Cum poți să spui caut dacă eu mă uitam numai la tine? Tu n-ai vrut să faci alegerea asta că ba ai simțit. Da, dacă îți spun... Ba nu. Să-mi le dai credeți, dar altor persoane care spun că eu m-am luat cu tine pentru locul 1, locul 2 și alt loc. Eu am făcut alegerea asta că asta am vrut și mi-a păsat. Că dacă nu-mi păsa, nu mă agitam aseară. Da, te-ai agitat pentru că tu ai greșit și normal că... Dar cu ce am greșit? Că tu nu-mi spuneai nimica. Ba da, ți-am spus. Au ajuns Vali să mă cunoască așa din două vorbe și nu mă cunoști. Cum? În fine, n-au legătură alții. Tu la un mic impas, tu gata, dai înapoi. Îți spun care e adevărul, tu nu. O crezi tot pe a ta. În loc să ai încredere în mine. Când îți cer, vorbește cu mine. Are altcineva încredere în tine? Dar nu mă interesează cine are încredere în mine. Pe mine mă interesează tu și eu atâta, nu altcineva. Da, și eu nu o să mai pot să stau în casa asta. Eu nu pot să stau cu satan în casă, cu șerpi în casă, cu tot felul de oameni răi în casă. Eu nu pot. Înțelegi? Na? Da, eu te înțeleg. Eu, și tu trebuie să dai în mine prin chestia asta? Da, dau în tine că și tu le dai satisfacție. Cu ce le dau satisfacție? Dacă ba, nu da. Mă interesează persoanele alea. Nu te interesează de a cauți atenția lor și privire. Cum caut dacă dansezi? Păi da, caut. Bă, da. De ce te schimbi așa? Nu știu. Nu știu, eu am venit eu. Când îți spun... Nu-ți convine aia, nu-ți convine aia. Dar care ți-am zis? Uite-te la mine când vorbești. Ți-am zis că nu-mi convine doar limbajul. Atât. Nimic altceva. Da. Nu ți-am zis să nu faci aia. Nu-mi schimb. Asta e pentru tine. Nu am zis că să faci ca să fiu eu cu tine chestia asta. Am văzut că ești supărat. Păi dar normal că ți-ai dat seama că sunt. Făcând anumite chestii. Că dacă te simțeai vinovat, nu veneai cum ai spus tu acum, să mă întreb ce am, nu? Păi te-am văzut schimbată de asta. Frumoasă mea. Tu nu ești slabă. Ce cu tine azi? La mine. Te-am cunosc cu puternic. Asta m-a și-a atras la tine. Dar tu nu înțelegi asta. Și voi fi așa, așa. Nu că trebuie... pentru cineva. Tu ești pentru tine și prin tine, tocmai asta ce vorbeam cu Andrei, că v-a zis că nu știu ce. Și am zis că eu nu mă bag în discuțiile Giovanni, deoarece e prea puternică, când cineva o să o jignească, atunci o să mă bag eu.
nu înseamnă că sunt bărbat slab dacă nu mă bag. Știi să-ți porți singur de grijă, da, te țin de mână la infinit. Dar tu să nu dai înapoi, asta îți spun. Ce e între voi? Ce se întâmplă cu voi? E clar că tu ai fost deranjată sâmbătă seară de, zici tu, atitudinea lui, că s-ar fi uitat după? De privirile. De privirile? Că s-ar fi uitat după? Alina? Nora? Nu vreau să-i pronunț numele. Ok, am pronunțat eu. Da. Pentru tine. Da. Tu trebuie doar să mă aprob sau să crânegi? Nu era vorba despre mine. Uh-huh. Sau sigur nu era vorba despre mine. Era vorba și despre Alina? Nu, că nu... Nu are nicio legătură. Altă fată. Păi hai să fii asumată, că tu ai spus că ce-ai în gușă și în căpușă. Hai să spunem cu subiect și predicat. Că da, am fost deranjată de privirile care și le dădea cu... Eu chiar nu cumva spui că el le-a dat apă la moară celor care sunt împotriva ta. Dar de ce sunt împotriva ta? Sau de ce... ai așa o doză de mania persecuției, nu știu cum să zic. Da, pentru că... Crezi că cineva are ceva cu tine? Nu, sunt oameni invidioși și răi și... Normal că... Păi și de ce te afectează până la urmă? Că nu te vei duce cu ei acasă, nu... Dacă vrei să... Sunt prea multe adunate și... Nu... Da, știi, sentimentele voastre, dacă sunt puternice, oricine ar interveni din afară, nu vă poate rupe relația. Nici nu o să o rupă niciodată. Păi da, dar tocmai prin atitudinea pe care tu ai avut-o, mie mi se pare că îi reproșai lui Sese toate lucrurile astea. Dacă voi sunteți puternici, mergeți mai departe. E și normal la început să fie așa. Trebuie să ne mai certăm, na, ce să facem? Până ne cunoaștem, poate, cum am spus, poate unele chestii pentru mine banale, poate pe ea o deranjează, dar dacă nu îmi explică chestia care o a deranjat-o, eu nu am de unde să știu, n-am unde să mă... Se întoarce privirea și spune ei. Da, asta i-am explicat. Pentru că mie degeaba mă explici, că eu știu, păi, da, teoria nu, toți o cunoaștem. Asta i-am explicat, că asta a fost după petrecere. Uh-huh. Și i-am explicat că nu are de ce să fie supărată. Gen, eu când știu ce am ales, cu aia merg mai departe. Și îți dorești să pleci acasă? Era la nerv spus, eu cred. Eu cred, nici măcar nu știi. Eu cred că ar fi important... Aș vrea să preposeze, da, bineînțeles, dar... Așa... Dar știți foarte clar care sunt regulile emisiunii. Nu puteți pleca atunci când doriți, pentru că există un regulament ca să intri în casa Mireasa și... La fel cum există un regulament să intri, la fel există și un regulament ca să ieși din casa Mireasa. Adică trebuie să fii nominalizat, publicul să te voteze ca să ieși din casă sau să fii pe ultimul loc. Dacă nu știți toate aceste lucruri. Da. Că nu puteți să plecați voi așa când vreți și cum vreți. Că nu e corect nici față de voi, nici față de noi, nici față de oamenii care, uite, pe tine... Te-au votat foarte, foarte mulți. Da, așa este și le mulțumesc și ei îmi dau putere, că altfel oricum n-aș sta aici în casă dacă ei n-ar fi. Asta e. Doamna Elena,